astăzi de fucica Minecraft, dar avem multe inimioare custom, așa că salutare tuturor și bine ați venit, oameni buni, la un nou videoclip din seria noastră de Minecraft, dar oameni buni, seria voastră preferată de pe canal, sau cel puțin la un moment dat era preferată, acum nu știu dacă mai este, însă în momentul acesta ne jucăm o hartă, nu în data pe care așa cum v-am obișnuit, da, o hartă de Bedrock, unde putem crafta peste 50 de inimioare custom. Și practic vom avea peste 50 de inimioare în acest episod custom. Avem aici această carticică unde, după cum puteți observa, avem peste 50 de rețete cu inim custom pe care le putem crafta. Așa că dacă vreți episoade de Minecraft în continuare, nu uitați să dați acolo un mare like la acest videoclip, un subscribe, un clopoțel și de asemenea nu uitați de mărciul de pe iSLM.ro. Chiar acum, după cum puteți observa, am o șapcă și un tricou din aceeași colecție de pe iSLM.ro și practic urmează o colecție nouă pe 1 martie, deci dacă vă interesează, salvați acolo data și nu uitați să dați un follow pe Instagram pentru că acolo anunț când avem merch nou, adică practic când avem colecție nouă. Și da, hai să începem și să lăsăm Instagramul, să începem cu toată nebunia asta, deoarece probabil vă întrebați, băi, Silent, dar cum vei face tu toate inimioarele? Ei bine, dați-mi 2 secunde. În primul rând, evident, trebuie să facem survivalul clasic de început, în care luăm lemn, facem crafting, mergem după cobblestone și gen ne facem viața. Iar după aceea începem direct să craftăm prima inimioară, care este inima României. După cum te-ai observat, trebuie să avem lână albastră, galbenă și roșie. What? Mă rog, nu e inima României, e o inimă de balon, chică. Ok, deci vom face o inimă de balon. Și practic, hai să începem în primul rând să facem primul pickaxe și să săpăm aici frumos în jos și să luăm niște cobblestone. Și cum a fost eu asta, pentru voi este cald, este frig afară, bă, chiar dacă vine vara, la mine e frig de mori, sincer. Deci în București e frig de mori și nu vreau să mă plâng pe episod sau ceva, dar frate, gen, când e iarnă nu ninge, când nu mai e iarnă, gen, ninge și e frig și nu mai înțeleg efectiv vremea asta, pur și simplu, gen, nu o mai înțeleg. Dar în orice caz, la voi cum e? E cald, e frig, bă, nu știu, la mine e bai cald, bai frig, nimeni nu mai înțelege vremea asta. Bun, perfect, facem aici un topor, facem și pickaxe-ul, îl punem așa, bam, 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 cărticica acolo, luăm crafting-ul, iar acum trebuie să găsim 3 bucăți de lână colorată, glass și 5 string. Da, și acum trebuie să le fac legit, pentru că doar nu o să găsesc un double chest în care am primele 4 inimi, nu? Adică doar nu... Wait a second! Wow! Da, se pare că, ba da, chiar voi găsi un double chest în care am, actually, primele 3 inimi? Ce, mă? Bă! Da, oameni buni, se pare că producția ne ajută, pentru că nu aveam eu cum să fac rost de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clopote ca să fac o inimioară și desigur că ne ajută producția. Da, eu le-am pus. Dar practic hai să craftăm prima inimioară, oameni buni, pentru că toată lumea așteaptă, și anume inimioara de balon. Bă, eu sunt al naibii, chiar sunt foarte curios efectiv ce face această inimă. Hai să vedem. Bam! Oh, what? Bă, what? De ce zbor? Big brain time. What? Și cam un creier mare și levitez. Ok, interesant. Doar atât? Ia să vedem următoarea inimioară. Bă, stai, trebuie să facă ceva mai interesant de atât. Ia, inimioara de pat. What? Ok, inimioara de pat. Stick to... What? Și că de fiecare dată când dăm shift se spawnează un pat. Dar de ce arată așa? Oh, what? Mamă, cât de OP asta. Oh my god, cât de OP asta. Deci efectiv oriunde dau shift se spawnează un pat random. Oh my god, ce pot să dau? What? Bă, ce? Oh my god, ok, nu mai dorm niciodată într-un pat pe care le spawnez. Deși e tare chestia asta, n-am să mint. Hai să vedem și inima asta cu clopoțel. Ia să vedem, bam. Oh my god, what? Fii atent, că cu puterea asta pot efectiv să omor mobi cu sunetul clopotului. Ia, fii atent. Da, nu prea a mers. Ok, repede, am nevoie de cactusul ăsta. Repede, repede, pun ăsta. Taci, mamă, ce gălăgie face inima asta. Oh, perfect, inima de cactus. Let's go. Oh my god, asta. Deci asta o să fie chiar OP. Și ghicișe, un sat. Haideți să vă arăt cam cât de mișto e inima asta cu cactus. Fii atent, vedeți iron golemul ăsta? Un iron golem. What? Mamă, ce, ați auzit pisicuța aia? Deci uitați-vă, un iron golem masiv, da? Deci 4x4, mare rău de tot. Fiți atenți, îi dau una și fiți atenți. Oh my god, fiți atenți. În momentul de față am aici o inimioară pe care efectiv
nimeni nu o cunoaște. Deci nu vă dați seama ce o să craftez acum. Am un arc și niște săgeți, probabil o întrebați de ce. Ei bine, lăsați-mă să vă arăt. Putem să craftăm în momentul de față. Oh, stai că aveam nevoie de asta, de ce am aruncat-o? Putem să craftăm inimioara pisicii. După cum puteți observa, efectiv e un cap de pisică. Și dacă mă echipez cu această inimioară, vedeți că am mai primit un arc și niște săgeți, numai că se pare că producția mi-a dat mai multe. Uitați-vă ce se întâmplă atunci când trag cu arcul. Ok, probabil n-ați observat, dar efectiv trag cu pisici, nu știu dacă vedeți. Deci efectiv trag cu pisici. Oh my god, ce explodează! Sunt pisici care explodează, bro, what? Wow. Ok, și acum că mi-am folosit abilitatea, practic, gen, mi s-a dus inima, dar următoarea inimioară pe care o craftăm este incredibilă. Dar vreau să vă spun ceva, după ce craftăm inimioara asta, vreau să mergem la minat de diamante. Și o să vedeți și de ce. Aici am toate inimioarele pe care le-am craftat până acum. Hai să ne le dăm pe rând. Mamă mea, spart timpanul. Iar aici avem chestul cu următoarea inimioară. Probabil mă întrebați, bă, pentru ce ai nevoie de atâtea beacon-uri? Ei bine, ca să craftăm inimioara disco. Și n-am nici cea mai mică idee ce face inimioara asta. Hai să citim aici în manual. Ia să vedem ce face această inimioară. Ok, ia să vedem. Cred că trebuie să facem noapte. Bun, perfect. Iar acum, hai să ne dăm inimioara. Oh my god, become a disco opponent, shoot the beams of... Oh my god, trebuie să ținem shift apăsat. Ok, să zicem că oaia e oponentul meu, da? Fii atent, vă uitați la asta? Oh my god, what? What? Uite-te la asta! What? Aolo, nu-mi cal. Vedeți villagerul ăla? Fiți atenți, vedeți villagerul ăla? Stai o secundă. Fii atent. Bam! Pam! Mamă, what, efectiv, cu puterea minții. Deci uite-te la porcul ăla. What? Mamă, cât zombie, fii atent. Bam, dau și în aia. Interet. Și eu, efectiv, pot să dau de la distanță. Bă, e prea OP inimioara asta. Efectiv, e mult prea OP. Fii atent. Pam! Mamă, așa pot să bat ceară în golemul. Ia stai puțin. Deci fiți atenți, uitați-vă și voi. Efectiv, pot să-l omor de la... Poți să-l omori de la distanță, frate. Uite-te și tu, mai are puțin. Bă, deci mai are, efectiv, uite, atâta viață mai are. Ia fii atent că îi dau și. Bă, cât de OP inimioara asta. Dar acum trebuie să mergem să căutăm diamante. Da, oameni buni, în momentul de față suntem în cave. Și liniște, căutăm diamante. Suntem pe lângă odasta de warden. Și doar nu vrem să ne prindă wardenul, nu? Adică, uite-te și tu, frate, cât de ciudat arată. Hopa. Oh my god, liniște. Omul ăla aud. Nu știu dacă el e care face așa. Ok. Ok. Oh, diamante! Bă, ești bun! Bă, deja am găsit diamante! What? Ok, deci asta deja e bulan de la nisip țicii. Vă promit că nu eu le-am pus aici. Adică, mă rog, e un diamant, în fine. Dar, încă unul! Let's go! Oh my god, ce fii atent că mai găsesc unul? Nu, dar stai așa că mai găsim, frățioare, direct două diamante. Aia zic, să vedem ce inimioare facem. Băi, o să mai iau și iron pentru că la carte ne arată că o să facem și o inimă de iron. Adică, bă, avem atâtea inimi de făcut. Dacă vine oartă, nu, eu m-am cărat de aici. Da, deci avem atâtea inimi de făcut încât o să fie o mare nebunie. Let's go! Fiți atenți acum ce craftez. Deci fiți atenți, deci avem un felul următor. Inima de diamant! Let's go! Deci avem inima de diamant. Care, gen, frate, arată ca o inimă de diamant. Adică, gen, e ca lumea. Și avem și inima de iron, oameni buni. Deci avem și inima de diamant și cea de iron pe care să o dăm prima. Dați un subscribe dacă vreți inima de iron mai întâi și dați un like dacă vreți inima de diamant. Așa că, vreți inima de diamant? Ok, hai să vedem. O dăm în 5, 4, 3, 2, 1 dacă dați like, așa că bam! Oh, what? Ce? What? Bă, ești de bun, mi-a dat armură și... Ce înșantare? Protection 4, breaking 3, mending 1! Oh my god! Efectiv, uitați-vă ce mi-a dat inimioara de diamond! Hai să vedem și inimioara de iron ce-mi dă. Ia să vedem. Ok, mi-a dat... If you are hit, you will summon... Cică dacă... Ia-l-o! Mamă, ce tare! Deci, efectiv, la fiecare lovitură pe care o primesc, se spawnează cât un iron golem! Oh my god, cât de tare asta! Și efectiv acum pot să mă duc cu puterile mele și cu inimile mele să le dau bucata. Oh, no! Eu te mi-am mai dat o armură. Ce tare!
Bă, iar încă un Iron Golem. Mamă, uite cât se spawnează. Let's go. Mamă, l-am mâncat pe ăsta. N-ai, ești nebun. Bine. Fii atent că-mi folosesc inima de pisică. Fii atent. Ia, fii atent. Oh. Boom. Am aici o inimă foarte secretă și specială. Se numește Inima Întunericului. Și hai să vedem ce se întâmplă dacă, practic, o echipăm. Oh my god! Bă, frate, e întuneric! Oh my god, ați văzut cum s-a lăsat? Oh my god, se lasă întunericul. Voi ați văzut chestia asta? Mamă, cât de creepy e! Oh my god, bă, nu, hai să craftăm repede altă inimă pentru că vreau să scap de efectul ăsta. Cu furnace-uri, furnace heart, ok, bun, stai așa. Am nevoie de mult cobblestone, stai o secundă. Mamă, mi-a stricat pickaxe-ul de iron când am fost laminat. Fuck, mamă, stai așa, trebuie să fac rost de cobblestone mult. Să fac multe furnace-uri. Ok, let's go, hai că se poate. Chiar sunt foarte curios și plus de asta trebuie să fac o altă inimă să scap de efectul ăsta. Ok, hai să vedem, 3, 2, 1 și... Oh, what? Bă, ce? Oh my god, uitați-vă. Ia dă-mi mine, mă. A murit ăsta, am chetrit când m-a văzut direct. Oh my god, ce? Oh my god, am bad omen. Fii rară. Ia dă-mă-n mine. Fii atent, că vin cu puterea furnace-ului. Aolo, nu. Ok, deci am înțeles că trebuie să merg chiar acum de urgență în turn pentru a colecta un chest cu inimi noi. Și uitați-vă câte inimi am. Bă, băiatule, bă, vă rog. Deci, hai. Asta cu furnace-ul nu prea-mi place, inimioara asta. Dar stați să vedeți de ce inimi fac eu rost în momentul ăsta. Fiți atenți. Hopa, mamă. Cam periculos. Ok, ăsta trebuie să fie. Oh my god, mamă. Muriți. Deci muriți, vă rog. Mamă. Oh my god. Bă, băiatule, inimă de miere, inimă de iarbă, what? Ce? Inimă de iarbă, ok, ia stai puțin. Trebuie să fac un crafting de urgență, deci acum trebuie să fac un crafting. Repede, bam, aia zic, frumos, elegant, cât de cât, elegant. Mamă, inimă de miere, trebuie să văd asta. Honey heart, hop, if you are hit, oh my god, ok. Ia, ci că dacă sunt hit, ia să vedem, mă, dacă sunt lovit, ce? Salut. Ia. What? Au ieșit 100.000 de albine din mine și l-au bătut. Mamă, cât de tare e asta. Și uitați-vă cum se stachează acolo inimioarele. Inimă de iarbă, trebuie să văd asta. Gen, trebuie să văd asta, bro. Gnome heart? Ok. Bă, sunt bebe. What? Bă, de ce m-a transformat în bebe din inima asta? What? Sunt bebe. Nu vreau să fiu bebe. A, și sunt mai norocos acum. Oh, ok, bun. Da, ok, îmi convine. Hai să vedem inima de gheață. Ok. Watch out, it's getting slippery. You are leaving a trail of ice. Oh my god! Bă, ești nebun! Las gheață în spate. Asta e genială. Oh my god. Bă, cât de... Crafting-ul meu e gheață acum. Ok, stați o secundă, se rezolvă, avem o bucată de lemn și gen, o bucată de lemn nu e atât de mult gen ca să faci un crafting, nu? Adică gen e chiar destul de puțin o bucată de lemn. Ok, hai să vedem, ender pearl-uri, ok, hai să vedem că asta s-ar putea să fie interesantă. When you get hit, you teleport to safety, trebuie să văd asta. Pe pot să-mi iau hit chiar singur, fiți atenți, vreți să vedeți asta, ia. Bium. What? Oh my god, vreau să mă bat cu cineva. Hei, cine vrea să se bată cu mine? Băieți, nu dați-mi mine, vă rog, stați puțin. Oh, no, ce bă, tot aici spatele. Oh my god, cât de tare e inima asta. Salut. Oh my god, hai, dă-mi mine. M-a teleportat înapoi. Ok, hai să vedem gunpowder. Da, tată, te rog, haide. Gunpowder care e? Creeper heart. Ok, you become a creeper. Oh my god, nu pot să cred. Vreau să văd asta. Oh my god, uitați-vă la mine cum mă fac. Deci uitați-vă. Wow, uitați-vă cum mă fac ca un creeper așa albicios. Și acum 3, 2, 1, boom. Oh my god, cât de tare e asta, bro. Genial. Wow. Trebuie să le facem pe toate neapărat. Ce dai, mă, ia, hai, dă în continuare, dă. 3, 2, 1. Pa, s-a dus. Bă, frate, wow. Și inima de lapis. Hai să vedem care-i faza. Lapis hard. If you get hit, you gain a lot of experience. Ok, asta s-ar putea să-mi placă. Asta e să-mi iau eu crafting-ul. Și să
să-mi iau niște damage, da? Deci eu acum am 4 XP, ia să ne luăm noi niște damage, ia să vedem. Level 54! 104. Bro, și de ce am lapis? Ok, mai vreau. Oh my god, 154, bro! Ok, asta e foarte OP și tot primesc lapis, dar n-am nevoie. Bun, acum hai să vedem ce alte inimioare șmechere și interesante putem face. What, inimioara Lucky Block? Inimioara cu topoare de diamond? Ce? Inimioara cu pickaxe-uri de diamond? Avem treabă, bro. Da. Trebuie să le găsesc și ar fi bine să le găsesc direct făcute, gen. Bă, frate, nu credeam că o să trească să merg până la Ponia pentru alte inimioare. Ar fi bine să fie direct craftate. Un templu. Aula! Bă, mă mânca zăpada, ajutor! No, 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 no. Ok. Mamă, bine că am scăpat. Ok. Deja știm schema. Care era schema, mă? Bă, 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 unde era, mă, schema aia? Bă, băiatule, asta... Oh, ok, perfect, bun. Ok, perfect. Băi! Deci nu pot să intru. What? Sunt prea gras, gen? Sau care e problema? Ok, hai să spargem direct asta, pentru că nu prea e de folos. Ok, let's go, perfect. Hai să vedem ce se ascunde jos, fraților. Adică trebuie să fie un chest, nu? Adică într-un templu de ăsta, într-un iglu, trebuie să fie... Uite-l. Mama mia! Am dat lovitura, frățiorii. Bun, mulțumiri speciale mie și aș dori să mulțumesc tot mie, pentru că am pus chestul ăsta aici. Ok, hai să vedem despre ce e vorba. Mamă, bam, atâtea și nu pot să le dau într-un singur loc. Realizați, nu? Trebuie să mergem în mai multe locuri. Prima pe care aș vrea să o dau este Lucky Heart, pentru că eu pe asta din start am vrut-o mereu. Oh, what, bro, cu ce? To the Let It Rain Gifts? Ok, mi-ai dat niște lapis, bro. Și că plouă cu surprize, dar eu nu mă nicio ploaie. Acum ninge. Frate, bă, unde-s cadourile mele? Ce inimioara asta? Am fost chemuit? Bă, și aici plouă, într-adevăr, dar nu-s cadouri. Adică, frate, gen... Parcă era ploaie cu cadouri, nu? Gen, e... Ok, din păcate trebuie să mai dau încă o dată câteva inimioare deoarece nu filmam, dar hai să vedem inima gravitațională. Deci asta, Gravity Heart, practic, ci că inversează gravitația, numai că nu observi gen nimic foarte suspect. Nu știu, voi vedeți ceva? Nu, adică nu e absolut nimic suspect. Hai să vedem OP Heart. Asta nu prea înțeleg ce... Mamă, chiar că e OP, ești de bun. Acolo încă plouă, nu știu exact cu ce. Hai să vedem, inima de capră, că sunt pe val acum. Uci, că nu-mi iau full damage. Oricum nu am, bă, băiatele, full damage. Perfect, hai să vedem. Inimioara de curcubeu, ia să vedem. Iubesc curcubeile. Wow, mamă, las curcubeu în spate. Ce tare. Oh my god, iubesc curcubeele, frate. Oh my god, ia. Și... Uite, frate, se schimbă sub mine asta cât de tare. Bă, asta chiar e mișto, asta chiar e tare, rău de tot. Și hai să vedem inima de TNT. Ai grijă să nu primești un hit pentru că o să explodezi. Ia, dați-mi o secundă, trebuie să mă întâlnesc cu un dușman de ale meu. Chiar acolo după copac, ia, fii atent și... Wow! Bă! Frate, am avut 5 FPS-uri acolo. Ok, în groapa asta trebuie neapărat să dau inimioara timpului. Watch the time pass you... Oh, what? Un bloc de obsidian? Oh my god! Bă, frate, uite cum trece timpul! Oh my god, zici că sunt într-o simulare acum. Uite-te și tu cum trece timpul. Wow, și uite, imediat vine seara. Uite-te și tu. Bă, cât de mișto inimioara asta. What? Și uite, acum vine luna de acolo. Și se întunecă. Și uite, se ridică luna acum. Oh my god. Ok, inimioara de emerald. Someone the best trader in the world? Ok. Dintr-un motiv sau altul, tot aud villager și primesc emeralde. Ok, pe mine nu mă supără. Oh my god, oh my god, am dat inimioara de netherite și am primit unelte de netherite. Full, let's go! Oh my god, cu inimioara de mining, uitați-vă ce pot să fac. Eu efectiv nu apăs nimic. Deci eu efectiv nu apăs nimic pe mouse. Eu doar țin în față W-ul. Oh my god, cât de tare e asta. Asta e super OP. Asta chiar e super OP. Și uitați-vă câte inimioare deja avem. Unlucky heart? When you get hit? Ok, și că când primesc hit o să se întâmple ceva rău. Wow! Wow! Gata, gata, stai! No, no, no! Stop, stop, gata! Nu mai vreau!
Wow, frățioare, gata, bă, cu inima de villager. Ok, being hit, ok, ci că trebuie să primesc hit ca să primesc un cal incredibil. Ok, hai să vedem. Deci vreau să primesc un hit pentru un cal incredibil. Ok, bun, n-a mers pentru că n-am primit hit, guess what. Dar mai încercăm, desigur, nu este niciun fel de problemă, desigur. Pam, oh my god, ok, am primit un cal și acum ce? Oh, zboară! Zboară, căluțule, zboară! Oh my god, mai am vreo inimă? Spring heart, ok. Hold on to sneak. Ok. Oh my god, m-am catapultat! Ok. Ah, și mi-a dat-o elitra. Ok, ce tare, bun. Moon heart. Float like on the moon when night falls. Ok, trebuie să facă noapte? Bine, fii atent. Pom! Wow! Chiar merg ca pe lună, frate, uite, gen zero gravitație, vedeți? Hai să vedem, mai am shield heart. Your damage is reduced to half? Ah, ok, bun. Se pare că nu pot să facă nimic pentru că am shield. Moon heart? You get as mad as a guest when you get hit. Ia mă, dați-mi hit. Oh my god! Oh my god, sunt un guest! Ok, nu mai dați în mine pentru binele vostru. Și cam astea au fost inimioarele, oameni buni. Sper că v-a plăcut, uitați-vă câte inimioare avem la sfârșitul clipului. Eu am fost aici să ne-am tiară, desigur că ne-am dat data viitoare la un nou videoclip în serialul ăsta de Minecraft, dar toate cele bune, pa, pa!